Revenim din nou în studiul nostru în epistola lui Pavel către Romani. Și primele șase mesaje s-au concentrat pe Evanghelie, definind-o, vorbind despre modul în care ea a fost prevestită încă din Vechiul Testament și anticipată văzând care e conținutul ei îl privește pe Domnul Iisus Hristos trupul venind în trup și în duh divinitatea lui și umanitatea lui care este scopul Evangheliei să ne aducă pe toți la ascultarea credinței nu e doar să ne scape de iad este să ne aliniem voii lui Dumnezeu și să cunoaștem voia lui Dumnezeu și apoi care e chemarea evangheliei pentru fiecare din noi. Chemarea este, așa cum ne-am uitat ultima dată când am oprit la acest subiect, chemarea este să fim ai lui Isus Hristos. Așa spune versetul 6, și atunci când ești al lui Isus Hristos, ești preiubitul Domnului. Și apoi chemarea este să fii sfânt. Și atunci când ești sfânt, ai har și pace de la Dumnezeu când trăiești viața de sfințenie. Nu neapărat fără probleme, nu-i vorba de o pace din cauza lipsei de probleme, ci o pace care vine de la Dumnezeu și inundă viața indiferent de conjunctura în care te afli. Dacă nu ne simțim acceptați, probleme cu imaginea de sine în modul în care generația de azi e enorm de flămândă după așa ceva, E că nu ne știm prea iubiți ai Domnului. Și nu suntem prea iubiți ai Lui, fiindcă nu suntem în Hristos, fiindcă numai în Hristos poți fi prea iubit. Afară de Hristos e mânia lui Dumnezeu, care planează peste orice om, indiferent de religie, indiferent de cultură, indiferent de profesie, indiferent de spune în Ioan 3 cu 36 că trebuie să credem în Fiul ca să trecem de sub condamnarea lui Dumnezeu, de sub mânia lui Dumnezeu, că mânia lui Dumnezeu rămâne peste toți oamenii care nu cred în Fiul. Cine nu crede în Fiul rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Dar cine crede în Fiul nu primește doar iertarea de păcate, ci devine un preiubit în familia lui Dumnezeu. Extraordinar. Așa poate să-ți spună Dumnezeu. Ce altceva ți-ar putea fura bucuria asta de a te ști al Domnului? O să revenim la tema Evangheliei cu voia Domnului data următoare, pentru că versetele 14, 15, 16 și 17 reia acest subiect, însă până atunci o să ne oprim la o notă personală. Începem cu versetul 8, care Apostolul Pavel o are, aici în continuare, vis-a-vis -vis de relația lui cu Biserica din Roma, legăturile care s-au stabilit între Apostolul Pavel și uh, comunitatea credincioșilor din Roma. Și am uh, pus acest titlu Ce îl leagă pe Apostolul Pavel de Biserica din Roma. Nu aș vrea să vorbesc despre Pavel și despre credincioșii romani și doar să ne uităm la o lecție de istoric, istorie, dar aș vrea din relația asta lor, din părtășia lor, să învățăm noi astăzi și de aceea. Subiectul mesajului e dorința de a fi cu alți credincioși. De ce? Puteți să numiți dorința de părtășie cu alți credincioși. De ce? Sau câteva lucruri, pentru că asta nu e o listă completă, ci doar câteva lucruri care Apostolul Pavel punctează aici cu cei din Roma, că îl leagă pe el de ei și cred că pe ei de el dorința de a fi cu alți credincioși. Uitați-vă aici în, în versetele de la 8 la 13, o să ne focalizăm astăzi. Versetul 10 spune, am în sfârșit fericirea să vin la voi. Nu spune, în sfârșit am să împlinesc obligația sau datoria, sau deși și asta e în versetul 14, spune, sunt dator. Dar spune, am fericirea să vin la voi. Când vorbești despre ceva... Că e o fericire pentru tine, înseamnă că îți dorești lucrul respectiv. Înseamnă că îl vezi ca fiind benefic. Nu e doar o datorie, nu e doar ceva care trebuie. Versetul 11 spune: Căci doresc să vă văd, să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Versetul 13. Nu vreau să ști, nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Fiți atenți. În sfârșit, fericirea să vin la voi doresc să vă văd, de multe ori am avut de gând să vin la voi. E dorința de a fi cu alți credincioși care penetrează în acest uh, salut și acest, uh, schimb, uh, acest schimb de vorbe care Pavel are cu alți credincioși. Și am pus întrebarea, ce anume ne spune aici cel puțin, pentru că mai târziu în epistol o să aflăm multe altele, dar aici în acest cuvânt introductiv că a determinat o așa dorință în Apostolul Pavel să fie cu frații din Roma, încât el o consideră fericire. Ce a avut oamenii ăștia să i ofere sau ce a avut el să ofere? Primul lucru care îl văd în versetul 8, care cred că e clar, spune mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți că și credința voastră este vestită în toată lumea. De ce dorea apostolul Pavel să fie cu credincioșii din Roma? Un lucru care aducea nespusă mulțumire, satisfacție, era că oamenii ăștia aveau o credință veritabilă. Că, acum, când spune toată lumea, să nu vă imaginați că fiecare persoană care întâlneai pe stradă sau într-o localitate știa cine e biserica din Roma și din și de acolo. Nu. Ci în contextul de atunci, ca cineva să știe de o grupare din altă localitate, era ceva foarte rar, foarte rar. Dar se pare că în bisericile Domnului Isus Hristos, biserica din Roma a ajuns să fie cunoscută ca o biserică puternică în credință. Care are o credință autentică, o credință vie. Era acest concept, mai este și astăzi, că în metropolele lumii, dacă era o metropolă lumii pe vremea de atunci, era Roma. Credința e slabă. Sunt cele mai mari atracții. Diavolul lovește cu cea mai mare putere în, în, în aceste de a ținea oamenii focalizați pe profit, pe succes, pe plăcere. pe O pătură a păcatului se întindea uh, peste Roma. A fost cel mai pervers uh, oraș în, 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 în ce privește stricăciunea, uh, în ce privește abuzul, multe altele. Și acolo, eu grupare de oameni care se tem de Domnul și a căror credință este vestită. Dar încă ceva, pe vremea când scrie Apostolul Pavel Romanilor, suntem sub uh, stăpânirea împăratului Claudiu, unul din împărații uh, romani, care a dat un decret de expulzare ale evreilor. Evreii au fost antipatici romanilor din multe motive și uh, majoritatea împăraților au, au căutat să elimine, însă odată cu evreii au fost afectați și credincioșii. Pentru că de obicei credința calea creștină în Mesia ale evreilor era asociată cumva cu iudaismul. Se pare că biserica din Roma nu mai avea posibilitatea să se întâlnească împreună. Se pare că biserica din Roma se întâlnea pe grupulețe. Astfel citim la sfârșitul cărții, trimite salutări la familia cutare, la casa cutare, la biserica din casă, la... Așa se aduna biserica în vremea de persecuție, și uneori, când puteau clandestin, se adună împreună, mai ales când aveau cina Domnului. Un lucru foarte ciudat care îl întâlnești astăzi e că unii studiază acest concept de biserică pe case, care încurajează și eu să avem biserică în casele noastre, însă îl încurajează ca să submineze importanța părtășiei frățești în adunare. Întrebune la biserica din casa mea, fii atent. Eu imediat mă gândesc și prin ce persecuție treci tu. Încurajez biserica acasă, dar nu când e timpul de și posibilitatea să fim împreună. Citiți Biblia în contextul ei. În contextul ei. Credința lor a ajuns să fie vestită nu pentru că se adunau prin case, ci pentru că deși împrăștiați, deși sub urmărire, au reușit să-și păstreze credința și să continue părtășia în Domnul. Negru pe alb asta. O viață de credință vestită. Um, mi-a plăcut mult în scrierile fratelui Martin Lloyd-Jones, um, un predicator din Anglia al generației trecute, ce spune despre asta. E puțin mai um, lung decât citatele care le citesc eu de obicei, dar merită citici. Vă rog dacă puteți să-mi dați Atenție, în ceea ce voi uh, citi în continuare, vorbește despre uh, importanța de a avea credința vestită și cum se face asta comparativ cu uh, cum s-a făcut atunci. Spune așa el. În vremea aceea, oamenii nu aveau ziare, nici telegrame sau telefoane. Nu aveau radio sau televizor, nici agenți de presă sau agenți, agenții publicitare. Și cu toate acestea, veștile se răspândeau prin tot Imperiul Roman. Ce lecții avem aici despre publicitatea Bisericii? Cum credeți că s-a făcut această publicitate? De ce se vorbea de ei prin toată lumea? Cum au ajuns cunoscuți? Dragii mei, răspunsul e foarte simplu. Trezirea spirituală nu are niciodată nevoie să fie făcută publică ea se face singură de cunoscut. Nu-i nevoie să faci publicitate lucrării Duhului Sfânt, ea însăși este această publicitate. Citiți istoria bisericii. Când izbucnește trezirea spirituală într-un grup mic, nu contează cât de mic este, vestea se răspândește, curiozitatea e stârnită, oamenii vin și se întreabă ce se întâmplă aici, putem lua și noi parte la acest lucru, cum ne-l putem însuși? Nu omul trebuie să-i facă publicitate, ea se dezvăluie singură oamenilor, se răspândește în întreaga lume. S-a întâmplat și în țara noastră. El scrie despre experiențele din țara Galilor, fiind păstor la una din biserici din Londra. Aceasta este trezirea spirituală. Acestea sunt rusalile. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Și vestea s-a răspândit ca un foc în lumea antică lipsită de mijloace de comunicații rapide și în absența publicității făcute de mass media zilelor noastre. Nu-i vremea oare să începem să gândim potrivit învățăturii Noului Testament? Când Duhul Sfânt începe să-și facă lucrarea cu putere, inevitabil, lucrul acesta devine întotdeauna cunoscut. Dumnezeu îi duce mai departe vestea. Așa a făcut Dumnezeu în fiecare trezire spirituală de-a lungul secolelor și lângă o mai face. O, dacă Biserica și-ar da toată silința să experimenteze puterea Duhului Sfânt. Prea iubiți creștini. Acum el scrie cu aproximativ 50 de ani în urmă. Prea iubiți creștini, noi, dacă noi am trăi ca și creștini așa cum ar trebui, printre alte lucruri s-ar economisi foarte mulți bani pentru biserică. Pentru că noi nu facem publicitate credinței creștine așa cum ar trebui. Pentru că noi nu facem publicitate credinței creștine așa cum ar trebui, biserica trebuie să financeze purtători de cuvânt, departamente de relații cu publicul pentru a-și face propagandă. Creștinismul din primul secol își făcea publicitate prin simpla viață de adevărată credință a credincioșilor. O, dacă același lucru s-ar întâmpla și astăzi, și apoi intră în aplicația practică, faci tu publicitate creștinismului tău? Se vorbește despre credința ta, se vorbește despre ea în casa ta, vorbesc colegii tăi de birou despre ea, vorbesc colegii tăi de la fabrică despre ea, se vorbește despre credința ta, creează această credință bucurie, stârnește credința ta interes și întrebări din partea oamenilor, duce ea la tot felul de întrebări, motivează credința ta pe cineva să descopere ce este și cum poate fi obținută. O de cunoaște și experimenta harul și pacea lui Dumnezeu, Tatăl nostru și Domnului Iisus Hristos, în așa măsură încât credința noastră să fie vestită în întreaga lume și prin aceasta Dumnezeu să fie glorificat și mulți oameni să se întoarcă la El. Mi-a plăcut de enorm de mult această comparație care o face sau contrast. Eu un om cu o deosebită pătrundere în cuvânt. L Am spus de mai multe ori, ascult Aproape tot ce este de Martin Lloyd-Jones și am citit, cred că, toate cărțile sau parte din ele. Un om care s-a mistuit pentru Dumnezeu în Anglia zilelor trecute, însă care a văzut drumul pe care e îndreptată biserica. E îndreptată să se organizeze, e îndreptată să perceapă lucrarea ca o mică afacere. Ca o mică afacere și angajăm oameni care să ne spună care e poziția cea mai strategică unde trebuie să cumpărăm un loc. Și angajăm oameni care să ne spună care e numele cel mai catchy, cel mai, uh, uh, care prinde cel mai repede care să îl dăm uh, bisericii. Și apoi angajăm oameni care să uh, uh, facă cea mai bună reclamă care o putem și uh, uh, spațiu uh, pentru reclame și Poate nu vă vine să credeți, dar miliarde de dolari se cheltuiesc în direcția asta. Și bisericile care finanțează cel mai mult în direcția asta sunt cele mai pline. Pentru că oamenii vin să vadă reclamă. Apostolul Pavel spune de și din Roma că au ajuns să fie cunoscuți în întreaga lume pentru credința lor. O credință vestită. Stă și m-am gândit. Ce anume ne atrage pe noi să fim împreună? Ce anume ar aduce pe cineva aici la adunare? Vedeți, nu este atât de mult ce se întâmplă aici, deși și asta e important. Ce este ce se întâmplă cu noi în timpul săptămânii. Nu spune serviciile lor religioase au ajuns să fie cunoscute în întreaga lume ci vorba de credința lor, de viața lor de zi cu zi. De viața lor de zi cu zi. Și credința în Domnul Iisus Hristos singură își face publicitate. Pentru că nu mai e lucrarea Duhului Sfânt, pentru că nu mai e o credință autentică, avem nevoie de multe propte. De multe propte. Însă acolo unde e lucrarea Duhului Sfânt, unde sunt vieți transformate, unde trăiești pentru Hristos, că asta e biserica, sunt cei chemați din lume să trăiască vieți pentru Hristos, separate în gândirea lor, în trăirea lor, în preferințele lor, în hobby lor, în absolut totul. În absolut totul, Hristos trebuie să permieze. Când vom trăi așa, nu trebuie reclamă. Nu trebuie reclamă fiindcă o astfel de viață este cea mai bună reclamă. Dacă vă uitați în Biblie, în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor și în Epistole, mai puțin se găsește, dar și în Epistole, veți vedea că lucrarea de evangelizare, un lucru foarte ciudat și vă rog, nu mă contrariați până nu citiți din nou, lucrarea de evangelizare nu se făcea în biserică, în primul rând. Lucrarea de evangelizare se făcea în timpul săptămânii de fiecare credincios necredincioșii erau aduși la biserică, cei care vreau să se integreze în viața bisericii și au cunoscut mântuirea lui Dumnezeu sau vreau să afle mai multe. Dar lucrarea de evangelizare se făcea de la om la om prin oamenii Domnului în timpul săptămânii. Biserica zilelor de astăzi a mutat absolut totul, totul în program, în predicator, în concert, în nu știu ce, pentru că viața din timpul săptămânii nu mai face reclamă creștinismului pentru că oamenii în timpul săptămânii când se întâlnesc cu credincioșii nu văd nicio diferență. Pentru că business e business, că ești pocăit sau nu ești pocăit. Moda e modă, că ești pocăit sau nu ești pocăit. Gusturile, hobby-urile sunt hobby, că ești pocăit sau nu ești pocăit. Înțelegeți? Și trebuie să-i convingă predicatorul de păcătoșenie că viața din timpul săptămânii Oh, și tu vii la biserică aici. <laughs> n-am știut. Deci n-am știut că ești pocăit. E cea mai mare jignire care o poate primi cineva. Asta e ce l-a atras pe Apostolul Pavel. Am o dorință vie să vin la voi. Fericită ocazie să vă revăd, fiindcă îi mulțumesc lui Dumnezeu că aveți o credință vie. Credință care se știe în întreaga lume. Nu sunt împotriva clădirilor, vreau să nu mă înțelegeți greșit, sau să ai scaune tapițate sau sistem de înregistrare. nu, dar nu asta e ce dă reclamă unei biserici. Este viața care pulsează în fiecare credincios și relația lui cu Domnul și disponibilitatea de a lăsa pe Duhul Sfânt să lucreze în el și prin el în viața de zi cu zi, viața de zi cu zi. Doamne, cât de imperios e asta pentru zilele de astăzi, cât de imperios e asta. Nu mai e lucrarea lui Dumnezeu și cercetarea lui Dumnezeu, trebuie să finanțeze tot felul de programe ca să vină oamenii. Fiindcă nu mai e nicio altă forță de atracție. Dacă e puterea Duhului Sfânt la lucru, e un miraj care face această lucrare. Și nu e nevoie de surogate sau de imitații. Un alt lucru care Uh, îl unește pe Apostolul Pavel în, în, în părtășia cu cei din Roma și dorește să-i vadă, pe lângă faptul că viața lor de credință e vestită, e viața de rugăciune a Apostolului Pavel. Uitați-vă ce spune versetul nou: Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Asta e un alt factor care îl unește cu credincioșii din Roma, că se roagă pentru ei. De câte ori știu, ați avut o problemă cu cineva și ați spus-o altcuiva și dacă omul ăsta a fost puțin, puțin matur în credință, v-ar fi spus, frate, înainte de a te duce și a vorbi cu persoana asta, roagă-te câteva zile, poate postește, stai și cugetă înaintea Domnului, că Domnul să-ți dea înțelepciune cum să abordez, că mult rău se poate face cu adevărul și cu sinceritatea, dacă nu o faci și cu înțelepciune și cu dragoste. Și poate ai stat înaintea Domnului rugăciune și rugându-te pentru situația asta, sau pentru persoana respectivă, ai văzut în tine o răceală. Ai văzut în tine chiar nu iubești persoana asta, doar ai vrut să te duci să-i spui câteva. Și în loc să te duci să mai rezolvi problema, ai descoperit că problema mai mare nu e la persoana respectivă, ci la tine. Care te-a făcut să amplifici persoana, problema la un grad Pentru că relația nu era acum trebuie. Ori oriunde unde relația nu e bună, orice problemă, cât de mică e enorm de mare, nu se poate rezolva. Nu se poate. Și unde relația e bună și sănătoasă, orice problemă, cât de mare, cât de mare ar fi, se poate rezolva. Ce a schimbat această paradigmă? Ce a schimbat mintea omului? Rugăciunea. Rugăciunea. Puține lucruri ne leagă unii de alții, cum ne leagă rugăciunea. Un semn clar al maturității unei persoane este dorința și disciplina de a se ruga pentru alții. Majoritatea rugăciunilor sunt pentru noi și ai noștri. Și e normal să fie așa. Să înceapă așa. Însă foarte puțini sunt cei care se disciplinează să se lupte cu problemele altora în rugăciune. Începeți să vă rugați pentru alții care nu o faceți și veți vedea o dorință aprinsă să fiți cu ei la părtășie. Credeți-mă, eu când lipsesc câte o duminică de acasă sau simt că se termină lumea, nu pentru că sunt un control freak, să trebuie să fiu neapărat aici, ci pentru că realmente mi-e dor să vă văd, să știu că a fost, n-a fost, e ok, nu bine, e bine, pentru că mă rog pentru dumneavoastră. Eu cred că orice persoană care se roagă în mod disciplinat pentru alte persoane în biserică, te-așteaptă să-i vadă, să știe cum sunt. Și dacă nu-i întreb, ai văzut și ai văzut fața și e suficient. E ceva ce ne unește unii cu alții. Unii cu alții. E ceva ce ne scoate din carapacea noastră egoistă. Apostolul știe că unde se face lucrarea Domnului, unde credința e vestită, acolo e și multă opoziție. E conștient de asta. Să știți că unde e lucrarea Domnului, acolo e și multă opoziție. Aia tra trage. Nu doar binecuvântarea Domnului și lucrarea Lui, dar și forțele întunericului. Și se alătură bisericii în rugăciune. Spune, neîncetat mă rog pentru voi. Îmi dau seama ce înseamnă să fiți o biserică a cărei credință să fie vestită. Și spune aici, Dumnezeu care îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi e martor. Când îl aduci pe Dumnezeu ca martor într-un caz, adică e ceva ce eu nu pot să dovedesc însă dacă nu pot să obțin dovezi, evreul recurgea la această frază, Dumnezeu mi este martor. Și asta e ce spune apostolul. Acolo unde nu e dovadă umană, e dovadă divină, care să atesteze adevărul acestei afirmații, că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Un subiect continuu pe lista de rugăciuni apostolului Pavel și nu datorită faptului că aveau probleme deși nu e biserica lipsită de probleme și unii o să le abordeze mai târziu, mai ales între iudei și neiudei, care e locul evreului în, în noua comunitate, în biserică, ci pentru că era o biserică vie, activă pentru împărăție. Dacă citim la sfinele acestui, uh, acestei epistole, deschideți-vă rog cu mine la Roman 15, veți vedea că nu era o biserică total necunoscută apostolii, deși a deși n-a ajuns niciodată în mijlocul lor, ci că acolo avea rudenii de corp, că unii din biserica din Roma au făcut de fapt parte cu Apostolul Pavel în echipa de misiune, cu alții ajuns și în pușcărie. Haideți să, să citim câteva versete. Versetul 3 și 4 din Roman 16, pe în încheiere, da? la urările de sănătate. Nu le transmite așa în general tuturor, ci specific. Se adresează câtorva familii, câtorva case. Spune așa, versetul 3 și 4. Spune sănătate Priscilei și lui Aquila, tovare și mei de lucru în Hristos Iisus. Așa erau la Roma oameni cu care Apostolul Pavel a misionat și era dor să-i revadă. Fiți atenți, și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. S-a pus cineva capul în joc să-ți scape viața? Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Faptul că m-au prelungit zilele, nu mi l-au prelungit să mai fac eu investiție și mi le-au prelungit ca să merg să vestesc Evanghelia. Și bisericile care au fost plantate, le mulțumesc și lor. Versetul 5. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet. Prea iubitul meu, fiți atenți, care a fost cel din tâi rod al Asiei pentru Hristos. Primul convertit la Domnul, prin Apostolul Pavel din Asia, a fost Epenet, care era membru bisericii din Roma. De-abia aștept să-l văd și pe Epenet, spune Pavel. De-abia aștept să văd pe Acuila și Priscila. Versetul 7. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și și mei de temniță. A fost rudenic cu Apostolul Pavel, la au însoțit în călătoriile misionare și au ajuns împreună la pușcărie. Spune-mi, e dor să-i văd și pe ei. Vesetul 13. spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, fiți atenți, care s-a arătat și mama mea. Ăștia sunt oamenii pentru care Apostolul Pavel s-a rugat și care dorește să se întâlnească. Făceau parte dintr-o biserică unde Pavel n-a fost niciodată. Și am... Uh, Știți că nu-mi prea place să plec de acasă de la, de la adunare, dar am avut dintotdeauna dorință ca să merg să vizitez bisericile tinerilor care vin cu noi în echipa de misiune. În fiecare vară vin tineri în aproximativ 20 de biserici, baptiști, pendicostali, majoritatea din ei creștini după Evanghelie. Și uitându-mă la acești tineri și modul în care ei lucrează, eu imaginam biserica din care fac parte. Și, rând pe rând, am început, așa în câte un an, să pot să ajung la câte o biserică din care acești tineri fac parte, să le mulțumesc, fiindcă încurajează tinerii în lucrarea de misiune um, și sprijinul care le acordă în lucrurile astea. Și, oarecum, mi-au fost dragi aceste biserici, deși n-am fost niciodată în mijlocul lor sau de altă denominațiune, deno de, de, de dar pentru simplu fapt că am avut experiențe comune în lucrarea Domnului. Și am început să mă rog pentru unii din ei când te rogi și ai experiențe comune în lucrarea Domnului vei avea o dorință nespus de mare ca să te întâlnești cu credincioșii din acel loc când n-ai nimic și doar vii la biserică fiindcă e Duminică și pleci acasă va? devine o povară devine o povară din nou acest subiect al dorinței să se întâlnească, fericirea să se întâlnească cu cei din Roma. De ce? Pentru credința lor vestită în toată lumea. Pentru viața de rugăciune care e legată pe unii de alții. Și implicit am citit câteva versete în urmă, viața de misiune care au avut-o și s-au întrajutorat unii pe alții. Apoi mai uh, sunt câteva motive și am să încerc să... Uh, trec puțin mai repede, este dorința Apostolului Pavel de a îmbărbăta pe ei și ei să-l îmbărbăteze pe el. Spune așa, că își doresc să vă văd, versetul 11 și 12, Romani 1, auziți, doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă, să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, adică unii pe alții, fiindcă și voi aveți ceva de oferit. Conștient fiind de nevoia perseverării pe cale, Apostolul nu numai că se roagă pentru ei, însă caută și posibilitatea unei vizite prin care să fie de folos credincioșilor din Roma. Vrea să se pună la dispoziția Duhului Sfânt ca acesta să binecuvinteze biserica din Roma prin viața Apostolului Pavel, să fie un instrument folositor pentru binele altora. De ce? Fiindcă darurile Duhului Sfânt sunt daruri date pentru slujire. Eu nu am întâlnit încă pe paginile Sfintelor Scripturi vreun credincios care Duhul Sfânt să-i fi dat daruri și să le țină pentru el. Vă rog, uitați-vă la listele de daruri din Romani, din Corinteni, din Efeseni, unde doriți dumneavoastră. Și puneți-vă întrebarea: și ce să fac cu astea? Și veți vedea că e pentru folosul altora, și veți vedea că 90% din ele e pentru folosul altuia în trupul lui Hristos. Fiindcă ăsta e modul în care Dumnezeu a lăsat biserica lui să se zidească, să crească. E prin ce dă fiecare încăietură. E așa de clar și în Efeseni și în Filipeni asta. Biserica se zidește și crește prin participarea fiecăruia în relațiile autentice în trupul lui Hristos. Spune aici, doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Și e cuvântul ăsta de stabilizare, de sprijin, de a ajuta pe cineva să-și găsească echilibru. Știți când ai învățat să mergi pe bicicletă? Făceai numai opturi la început, da? Și cineva te ținea din spate de șit sau de, mă rog, acel scaun sau de porbagaj dacă aveai uh, uh, la, la bicicletă, să, să menții echilibru. Ca să nu mai faci opturile respective și... Era pentru sprijinul tău, pentru întărirea ta. Și Apostolul Pavel, fiind un om cu experiență în lucrarea lui Dumnezeu, spune, aș vrea să vin să vă văd, ca să vă întăresc, să vă ajut să nu cădeți așa de ușor. Și apoi stă și se gândește, dar știți ce? Cred că o să fiu un ajutor reciproc, fiindcă și eu am fost să fiu binecuvântat de voi, fiindcă trăiți unde trăiți, dar vă trăiți viața ca și copiii lui Dumnezeu. Extraordinar! Ne spune multe asta despre slujire, despre darul de slujire, nu, nu e timp să intrăm în, în, în aceste detalii, dar îmi spune ceva, e că dacă ai Duhul Sfânt și ai darurile Lui, este să fie o binecuvântare pentru cei din trupul Lui Hristos, în primul rând. Și dacă nu cauți asta, e o mare problemă între tine și Duhul Sfânt, între tine și Dumnezeu. Și dacă cauți asta, va fi o binecuvântare care va reveni asupra ta. A fi o binecuvântare care va reveni asupra ta. Fiindcă dăruirea motivează dăruirea. Dăruirea motivează dăruirea. Asta e ce spun el aici. Um, dacă mergeți într-un loc și slujiți, e enorm de important să-ți cunoști darul, dar e enorm de important să cunoști și nevoia din trupul lui Hristos. Ca și păstor mă confrunt de multe ori. Persoane care vin și Domnul să le binecuvânte inimă, dar vor să cânte trei cântări și eu să spună o poezie și mărturie și... Fiindcă, asta mi-e darul. Și o spun, mă bucur pentru darul care-l ai și probabil că Domnul îl folosește. Dar dacă vin într-o biserică unde sunt formații, unde sunt alții care poate au învățat la școală de muzică și poate... Poate e bine să faci asta altundeva. Fiindcă darul e dat spre folosul altora. Și oamenii în Biserica lui Hristos nu trebuie să mă rab de pe mine ca să-mi folosesc darul, ci trebuie să fie binecuvântați de Domnul prin darul meu. Înțelegeți? Și s-ar putea ca în biserica din reșta de unde am venit eu, darul ăsta care Dumnezeu mi l-a dat să fi fost o binecuvântare, dar aici să nu se mai potrivească, fiindcă nu-i mai nevoie aia. Dar oameni care țin de dar, eu am întâlnit oameni care țin de darul care l-au primit, care au dezbinat biserici fiindcă în biserica aia eu am fost diacon și așa și așa și așa. Frate, dincolo nu am mai fost nevoie de asta. Înțelegi? Darul e pentru folosul trupului lui Hristos. Darul nu e legat de numele meu și eticheta mea. Dacă merg în altă biserică și nu este nevoie de păstorire, stau frumos și lucrez în alt lucru care e nevoie în trupul lui Hristos. Înțelegeți? În locul respectiv. Faptul că am fost învățător de școală duminicală într-o biserică, nu trebuie să fiu învățător de școală duminicală în altă biserică. Faptul că am fost dirijor într-o biserică, nu trebuie să fiu un dirijor, spun așa, pe nume, în altă biserică. Faptul că am făcut nu știu ce, ci trebuie să mă uit în contextul în care sunt și să văd cu ce poate beneficia trupului lui Hristos prin arătarea Duhului Sfânt în viața mea. Poate în biserică ai nevoie de ușieri. E nevoie de cineva la creșă. Poate e nevoie de cineva care se implice în lucrarea cu tinerii. Poate e nevoie... Schimbă-i cu sonul. Duhul Sfânt îți dă darul spre folosul altuia. Și când sunt axat nu pe darul meu, ci pe zidirea bisericii, atunci am o dorință vie să fie o binecuvântare și sunt așteptat de alții. Și când sunt axat pe cine sunt eu și cum mă simt eu mai confortabil, s-ar putea să fie o povară și o pacoste pentru alții. Mie mi se pare așa de clar cuvântul lui Dumnezeu, dar suntem așa de confuzi uneori când e să-l punem în practică. Apostolul Pavel e legat de comunitatea din Roma, fiindcă avea o dorință vie să fie o binecuvântare pentru ei, să-i ajute în credință, să, să rămână stabili pe cale. O dăruire care motivează dăruire, când e făcută prin Duhul, să ne îmbărbătăm la o la altă în mijlocul vostru. Ce comunitate unde oamenii reciproc își fac parte de daruri duhovnicești. Să vii la adunare, să fii o binecuvântare și să primești binecuvântare. Să fim împreună în portășia creștină tot mai mult ne depărtăm de asta. Nu, nu o luați ca un... N-am ce să judec, că sunt parte din ecuație, înțelegeți? Dar văd tot mai mult o distanțare. Și asta o facem nu pentru că stăm sub lumina cuvântului și avem călăuzire din partea Duhului, ci fiindcă asta e ce se întâmplă în jur. Și comparându-ne cu piața, cu cei de succes în ochii oamenilor, cam asta este. Azi și merg la biserică, mă refer în vest. Și în Est, acum, dar, mă rog, de aici a început în generația noastră. Asemenea, cum merg necredincioși și la teatru. Gândiți-vă. Mergi și vizionezi ceva de interes, interes comun, stai lângă cineva pe care nu-l cunoști și nici n-ai vrea, și n-ai niciun interes să-l cunoști, dai un bănuț, numai că la teatru îl dai la intrare, la biserică, undeva pe la mijlocul serviciului, și apoi pleci acasă. Uneori ți-a plăcut, alteori te-a plictisit, Depinde de ce s-a prezentat. Și asta e biserica zilor de azi. Și care știe să pună programe mai puternice și să financeze echipe mai strălucite, ăla câștigă spectatorii. A cui Biblie o citim? Unde e credința vestită? Unde e rugăciunea unii pentru alții? Unde e dar pentru a-l binecuvânta pe fratele meu în Hristos? am citit asta și am zis, Doamne, e așa de clar cuvântul Tău. că -și doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună, și voi, și eu. Vedeți, într-o astfel de biserică, Domnul Iisus Hristos e central. Într-o astfel de biserică, lucrarea Duhului Sfânt e ce contează. Într-o astfel de biserică, cuvântul are autoritate. Celelalte trebuie să le amenajăm după gustul clientului. Și un ultim lucru care aș vrea să mă opresc e posibilitatea culegerii de roade pentru împărăție. Asta spune, doresc să vin la voi și mă consider fericit și unul din motive, ultimul care îl amintesc în dimineața asta este, fiindcă vreau să culeg roade pentru împărăția lui Dumnezeu și din Roma. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg vreun rod printre voi. Ca printre celelalte neamuri, dar am fost un pie de cap până acum. Apostolul Pavel se gândește nu pentru mândrie și nu pentru a-și etala epolo, epolo, eh, eh, diplomele sau eh, epoleții spirituali, ci pentru bucuria de a fi folosit de Domnul. Și spune și acolo Domnul m-a ajutat și am plantat biserică, și acolo Domnul m-a folosit, și acolo Domnul m-a folosit. Dar sunt oameni care trebuie câștigați și în Roma. Și nu spune, păi sunt ei acolo, credincioșii de acolo. Acum, Apostolul Pavel nu a fost pastorul unei biserici locale, n-a fost membru în comitetul unei biserici locale, înțelegeți? El a fost chemat de Dumnezeu ca să meargă să planteze biserici. A fost plantator de biserică. Și ca și plantator de biserică, dorința care trebuie să o ai este să mergi să plantezi biserici în locul unde nu sunt și să încurajezi comunitățile care sunt la început, pe cale. Asta e chemare specifică. Și Apostolul Pavel spune și în Roma, sunt roade care trebuie sculeze pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă prima parte, dorințele au fost taxate pe părtășia frățească, da? credința lor, rugăciunea, darurile duhovnicești. În ultima parte, apostolul se focalizează pe cei care nu-L cunosc pe Domnul. Conștientizez printre voi, spune el, că sunt oameni care au nevoie de salvarea sufletului, poate copii din familii, poate membri adulți. Pe vremea aceea nimeni nu provenea din familie de pocăiți, era credința la prima generație. Spune ca printre alte neamuri, făcând referire la munca de pionerat Apostolul Pavel de a căuta comunități de evrei din zonă și a vesti Evanghelia. În orice comunitate de credincioși sunt și persoane care au nevoie să audă vestea bună a Evangheliei. <coughs> și o comunitate echilibrată va ține cont de această nevoie și va facilita ocazii. Când veniți la adunare și sper că fiecare membru, cel puțin acestei biserici, știe, înălțăm, echipăm, evangelizăm și o ordine acolo și e bine pusă venim să-L înălțăm pe Domnul împreună. Îl înălțăm fiecare în pătrățica noastră, în familia noastră, dar împreună e ceva deosebit. Să fim echipați pentru lucrarea care Domnul ne cheamă. S-a vorbit despre asta mai înainte. Și apoi să ducem vestea bună a Evangheliei mai departe. Găsiți astea toate aici. Romani capitolul 1. Poate sunt persoane care ascultă astăzi uh, cuvântul prin internet și nu cunosc mântuirea lui Dumnezeu. E o singură șansă pentru salvarea sufletului tău. Și salvarea sufletului tău e așa de disperată încât Dumnezeu a trebuit să-și trimite pe unicul lui fiu. Gândiți-vă, dacă asta a fost singurul remediu și Dumnezeu a făcut-o, cât de disperată trebuie să fie starea unui om păcătos. Azi dimineață la clasă de catecheză vorbeam despre cina Domnului și vorbeam apoi despre consecințe, iad și rai. Și am vorbit puțin despre starea de groază care va fi în eternitate și starea de fericire care va fi în prezența Domnului, doar parte din ceea ce cunoaștem noi astăzi. Sunt două entități care nu pierd din membralitate, care mereu sunt în creștere. Organizațiile din lumea asta cresc și descresc, depinde cine e în vârf, depinde care sunt nevoile pe piață, depinde. dar sunt două entități care de când au fost formate nu mai cresc, una e raiul lui Dumnezeu și alta e iadul. Și ambele sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu. Și raiul și iadul sunt sub stăpânirea lui Dumnezeu. În iad nu e Satana șef. Dumnezeu e șef. El va fi cel mai muncit, Satana, dintre toți. Dar Dumnezeu fiind conștient pentru ce a pregătit iadul, că spune în Matei, l-a pregătit diavolului și îngerilor lui. Și fiind de asemenea conștient că oamenii care n-ascultă de el vor avea, vor avea aceeași soartă, și-a trimis fiul ca să scape oamenii de la pierzarea infernului, infernului. Pentru asta și-a dat sângele, pentru asta i-a fost drobit trupul, să fie o jerfă de ispășire, adică în locul nostru, ca să n-ajungă acolo. A plătit el, a gustat el iadul pentru mine și mi-a dat șansa nu doar să fiu salvat de la moarte, cum am spus la început, ci să fiu fiul în familia Tatălui Său. Asta e Evanghelia, că meriți iadul, toți îl merităm, toți îl merităm, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu ți se oferă iertare și raiul. Și Apostolul Pavel spune, vreau să culeg roade pentru Domnul și din Roma. Să ai oameni întorși la Domnul și în Atlanta, dar să ai și din localitatea de unde vii, din țara de unde vii, dar să ai și la locul de muncă, să ai dorința asta vie. Să fie rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Am stat și m-am gândit, reflectând la acest mesaj, cine ne leagă unii de alții? Cine ne dă dorință să fim unii cu alții? Noi, ca și biserică, în Atlant, când suntem legați de cele vremelnice, odată cu micile noastre interese de familie, de afaceri, de... se desface și legătura. Când suntem legați în Domnul, acea legătură rezistă chiar și în prigoană și în temniță și în situații adverse devine mai puternică, fiindcă e în Domnul. Dacă sunt doar interese personale, în what's in it for me, e în engleză fraza asta, și cu ce mă aleg eu de aici, când se vor termina astea sau se vor schimba, că nimic nu ține veșnic, te vei schimba și tu. Dar dacă inima mea bate pentru Domnul, pentru credință și să fie o binecuvântare, mereu vei vedea oportunități în care să te dăruiești și să fie o binecuvântare pentru trupul lui Hristos. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca din relația asta, experiența asta Apostolului Pavel cu credincioșii din Roma, să privim astăzi în inimile noastre. E nevoie mai mult decât oricând. Și să vedem ce ne leagă unii de alții. Dorința de a fi împreună. Nici nu mai vorbesc dacă nu e dorință, dar vorbesc unde e dorință, care sunt motivațiile și acelea să fie demne de numele care îl purtăm, ca relațiile să fie autentice și Domnul să fie slăvit în viața noastră. Amin.